Pe data de 21 ianuarie, în toată lumea este sărbătorită Ziua Îmbrățișorilor. Sărbătoarea mai puțin obișnuită datează din anul 1986 și a fost inițiată de psihologul Kevin Zaborney din statul american Michigan. Specialiștii în psihologie susțin că această dată nu a fost aleasă întâmplător, ci pentru că începutul anului reprezintă o perioadă mai grea pentru multe persoane până când reușesc să-și intre din nou în ritm. De asemenea, ziua a fost aleasă special pentru a încuraja oamenii să-și arate sentimentele în public, fără rușine. Puterea îmbrățișărilor este foarte mare, atât pentru cel care este îmbrățișat, cât și pentru cel care îmbrățișează. Există multe beneficii asupra sănătății, despre care ne vorbește în minutele următoare doamna dr. Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența. Doamna doctor, astăzi este ziua îmbrățișărilor. De ce ne îmbrățișăm, cu cine și ce se întâmplă? Îmbrățișările sunt extraordinare și pot determina emoții minunate. Îmbrățișările pot veni de la oricine, de la un prieten, de la un membru al familiei, de la o persoană iubită, de la partenerul de viață sau de la o persoană cu care vă simpatizați. Prin îmbrățișare arătăm afecțiune pentru cel de lângă noi. Studiile științifice au arătat faptul că îmbrățișările stimulează creierul pentru a secreta endorfine, care contribuie la procesul de vindecare și sănătatea întregului organism. Care sunt beneficiile îmbrățișărilor pentru sănătate? Ne oferă protecție și siguranță. Oamenii sunt fragili, mai ales femeile, așa că o îmbrățișare ne face să ne simțim mereu protejați. Sentimentul de siguranță este esențial în viața de zi cu zi, așa că putem spune că aceasta generează încrederea de care avem nevoie pentru atingerea scopurilor. Ne oferă încredere, iar odată îmbrățișați, prindem încredere și înfruntăm provocările cu mai mult curaj. O îmbrățișare ne oferă putere pe care o transmitem și celor pe care îi îmbrățișăm. Putem îmbrățișa pe cineva pentru a marca o reîntâlnire emoționantă, putem ține în brațe un om pentru a-l consola sau pentru a-i spune te iubesc, indiferent că e vorba de un iubit, un frate sau un prieten. Așa că oferiți îmbrățișări și nu refuzați niciodată o îmbrățișare. Mai adaug că îmbrățișările ne umanizează. Prin acest gest simplu transmite un mesaj clar de afecțiune, apreciere și simpatie. Astfel, îmbrățișările ne îmbunătățesc starea de spirit și ne oferă o forță interioară. Îmbrățișările îmbunătățesc și sănătatea inimii. Specialiștii spun că în timpul îmbrățișărilor are loc o creștere a nivelului de oxitocină. Acesta este un neurotransmițător care provoacă o senzație de plăcere și reduce disconfortul fizic și mental. În plus, aceasta întărește sănătatea aparatului cardiovascular, dar și a inimii. De asemenea, studiile ne arată că îmbrățișările pot ameliora durerile de cap și scăderea nivelul de anxietate, stres sau depresie, pot reduce tensiunea arterială sau chiar durerile menstruale la femei. O îmbrățișare ne arată că nu suntem singuri, ne ajută să depășim frica, stimulează simțurile, ne umple de bucurie, ne calmează sufletul și încetinesc procesul de îmbătrânire. Rămâneți tineri! Cum ajută o îmbrățișare un copil? Copiii care sunt ținuți în brațe sau îmbrățișați plâng mai puțin, sunt mai liniștiți pentru că se simt în siguranță, iau în greutate mai repede și devin mai sociabili când sunt mari decât cei care sunt neglijați. Citeam undeva că îmbrățișările sunt folosite ca terapie de către psihologi, așa este? Da, așa e. Terapia prin îmbrățișare este folosită cu succes de către psihologi. Prin îmbrățișări se secretă acest hormon oxitocină, care apoi ajută pentru tratarea depresiei și a altor tulburări psihice. O îmbrățișare este un remediu excelent pentru panică și anxietate. Într-o criză emoțională, îmbrățișările oferă o mare alinare, iar contactul fizic reduce stresul și are un efect de calmare. De asemenea, îmbrățișările determină eliberarea de serotonină și dopamină, hormoni care au un efect sedativ asupra organismului. Aceste substanțe creează senzația de bine, de calm, de liniște. Dar cel mai interesant este faptul că acest efect nu apare doar în timpul îmbrățișării, ci poate persista mult după contactul fizic. Aveți vreo recomandare pentru ascultători? Poate un sfat? Da, aș recomanda cartea Terapia îmbrățișării a lui Kathleen Keating, de unde aflăm că îmbrățișările produc o stare de bine
și sunt esențiale pentru dezvoltarea psihică și intelectuală a copiilor, ajutându-i să-și depășească temerile. De asemenea, sunt un factor anti-îmbătrânire. Citesc câteva rânduri. Contactul fizic nu este doar plăcut, ci și necesar pentru confortul psihic și emoțional, sporind buna dispoziție și sănătatea individului. Îmbrățișarea este un mod aparte de atingere care te face să te accepți mai bine pe tine însuți și să te simți acceptat și de ceilalți. Așadar, să ne îmbrățișăm pentru a fi mai sănătoși și optimiști. Vă mulțumim pentru aceste sfaturi și informații și, bineînțeles, vă îmbrățișăm. Stimați ascultători, a fost alături de noi doamna dr. Nicoleta Dimitriu, medic primar, medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pentru informații și programări, puteți suna la numărul de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030. Puteți trimite mesaj pe WhatsApp la 0745 375 427 sau vă puteți prezenta la Spitalului din șoseaua Nicolina numărul 115, Capăt Cug, orașul Iași.